Zia bună și bine v-am găsit, dragi români! Iată, ne aflăm acum la partea a doua a interviului, zic eu, un interviu istoric cu domnul general George Dragomir. Mulțumim Cinematica Media Solutions pentru realizarea acestui podcast și, nu în ultimul rând, televiziunii Telemoldova Plus. Domnul general, încă o dată vă mulțumesc că ați revenit la emisiunea noastră. Uh, și sigur că bagajul dumneavoastră, sacul dumneavoastră de informații, ca să mă exprim așa, în limbaj de spion, da. zic eu între ghilimele, să începeți să-l descărcați și cu partea a doua a informației. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și sperăm ca informațiile care o să le aducem la cunoștința publicului să suscite interes și să vadă realitatea care a fost în România cu de a fost prezentat în presă sau de către Așa zis, a revoluție de fapt, nu a fost revoluție. De fapt, cele trei state, Israelul cu Ungaria și cu lucrau împreună pentru a... Și probabil și cu Rusia la momentul respectiv. Rusia era cum ar veni maestru de ceremonii. Și America ce făcea? America le-a dat binecuvântarea. A, deci le-a dat binecuvântarea. Le-a dat binecuvântare, deci s-au înțeles și le-a lăsat lor libertate de a acționa. Bineînțeles că se coordonau, deci nu era nicio problemă. Deci revenim la momentul 16 decembrie. 16 decembrie. Aurel Rogojan, șef de cabinet la generalul, șeful direcției securității statului Leam Vlad. Exact. Și el își făcea haine, bine mersi, când la Revoluție în Timișoara mureau oameni. Încep, Începuse să uh, apară primele victime, să spunem, ale uh, intervenției militare, că a fost uh, militari în primul rând. Cu toate Abata. că el avea informația prin sursa dumneavoastră că. Deci, asta informația, eu nu știu uh, materialul respectiv uh, din uh, 11 noiembrie uh, 88. 88, data deja un an și înainte. Da? Uh, l-am prezentat generalului uh, Moț. Care, care, de partea lui, era... 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 Exact. El da. mi-a dat și bani ca să-i dau omului. Da. Deci mi-a aprobat bani să-i dau omului. Am adus chitanță. În sfârșit, da. am deschis că a fost o da. poveste întreagă și cu contactarea omului. Și le-am era la. Deci de ce, uh, ce se întâmplă? Uh, informațiile respective erau foarte precise, dar dure. Nu puteai să vorbești asta. Știi generalul Moț mi-a spus, bai Bolin, alea erau și cu anotările mele, alea așa au mers la Moț. Moț a zis, zice, Bolin, nu discuți cu nimeni. Asta e pușcărie curată. Bă, tu ești, îți dai seama, adică omul îngrijorat. Da. Îți dai seama că Lucrurile sunt foarte grave, ce spui. Iar ai încredere în ăsta, cu tare, nu știu. El nu știu ce a făcut cu materialul, dar sunt convins că s-a dus la Posternicul, că era, el ținea de Posternicul, așa, mai mult, era independent de stamatoiu. Pe cine a informat, cum a informat. Nu știu, nu știu dacă l-a informat și pe Vlad sau cât l-a informat pe Vlad. Da, el vă confirmă. Mase totușilea vla că informația da, ta Da. Uh, nu știu pe ce filieră a ajuns la el, nu de la mine. Da. Deci pe filiera asta e posibil să să fi întâlnit uh, eu știu la nivelul conducerii de ului da. să discute cât îi dă și lui Caușescu că și, și aici era foarte sensibilă treaba, pe cine, pe și pe el, pe cine informează, cât că putea să spună că voi manipulați informația ca să puneți presiune pe noi. Erau foarte suspicioși. Și terminând cu povestea asta, generalul Vlad zice, bine, dacă totul e în regulă la Teheran, ținem legătura, vezi, să stai pe la unitate, oricum, de pe data de 15 decembrie până în februarie am stat la unitate. Am fost la unitate. Nu mergeam acasă, aveam acolo unde un duș, unde să mă schimb, trimiteam șoferul acasă. Asta era ordinul de la am blat, nu, 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 nu. era, eu, eu, am hotărât treaba asta pentru că lucrurile erau atât de uh, complicate. Fierbinți, practic. Fierbinți, fierbinți și uh, aveam uh, tineri în unitate, care uh, erau încadați de 2 ani de zile, făcuse școala de la Brănești și după aia uh, mi-a dat mie să-i pregătesc în cadrul unității. Și ăștia, uh, spiritul revoluționar, bă, tovarășul, dați-ne arme să ne ducem să ajutăm revoluția. Ce vorbim mai? Deci, vă dați seama, orice tânăr să vedea Rembo, da, așa da. și ieșeau o ureală. A spus, nu, stați în unitate, anunțați-vă familiile și rămâneți pe poziție. Exact asta am făcut și eu. Și general generalul Vlad tot timpul mă, mă, suna. După ce am venit de la generalul Vlad, așa, care v-am spus, a fost foarte amabil, ținea foarte mult la mine. I am, când m-am întors în China, i-am făcut un raport și am spus care e viziunea astora, inclusiv economică, vreau o deschidere fereastra către Occident și către lume. Deci era cu tot o altă abordare față de cum o știam noi. Și el a apreciat asta și mi-a zis să nu îi dau și lui Stamatoi. i am dat lui. La fel și acum, nu-i spui lui Stamatoiu că ne-am văzut și... Zis, da. No, no. Bineînțeles că mai am Că era ziua mea, haide să te sărbăm, nu știu ce, ce să sărbesc, că erau evenimentele în desfășurare acolo. Și bineînțeles că, eu știu, vizita lui Ceaușescu era pusă sub semnul întrebării. Dacă să se mai facă sau să amâne. Vizita din 18 decembrie 1989 din Iran. Da. Era prevăzută 18-20 decembrie. Nu eram pe 16 decembrie. În sfârșit, tot timpul cu generalul vreau la telefon și pe 17 mă sună. Băi, boli, uite, să te consult. Tu ce părere ai? Evenimentele de la Timișoara sunt în desfășurare și lucrurile nu sunt confortabile și nu știu ce. Să agită Situația acolo, au, au început să tragă în armata și suntem uh, într-o situație grea. În fel, practic, stăm cu turna să benzină pe foc. Ab absolut, absolut. Și îți zice, ce facem în condițiile astea? Tu ce părere ai? Mai organizăm vizita lui Ceaușescu acolo, tovarășului acolo? După cum mi-a pus întrebarea. Uh, aștepta și un răspuns favorabil. Și am spus toată două variante sunt. Dacă nu merge tovarășul în vizită, înseamnă că presa internațională, că a fost o vizită anunțată și nu știu ce, o să dea crezare la dimensiunea și să hiperbolizeze ce se întâmplă la Timișoara. Ceea ce ar fi o imagine negativă. Mai... Da. 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 Și ar trebui să fim cumpătați în treaba asta punând în balanță importanța pentru viitor a relațiilor cu ăștia economice și așa mai departe, militare, cred că ar fi bine să meargă. Două zile nu se întâmplă mare lucru. E, la un la suflet chestia. Bine, mă cum zici tu, dar zice, dă da acolo ordin la oamenii tăi de afară, așa să fie pregătit să facă totul, nu știu ce. Să termină vizita cu documentele respective semnate. Sunt așa legende urbane Că s-a plecat cu un avion cu lingouri de aur încolo Astea-s povești astea Asta povești Primul rând Ceaușescu avea viziunea țăranului Adică omului simplu Care era foarte cumpătat în, în lucrurile astea Și o să vă dau un exemplu Că el nu avea, eu știu Ideea de a scoate din tezaurul țării să ducă să facă ceva. Sau... Din contră, el era țăranul care să adune, va, acasă, -adune să, aibă, da, să, aibă. să aibă acasă să... Pe vremea lor vreme aveam de aur în România, acum le avem la Londra. Avem la Londra 60 de tone și nu vorbește nimeni. Vorbim de tezaurul de la ruși, dar de la, ruși, de de la, la asta luăm, era să zic eu, ce mai luăm de la ăștia. Nu ne mai dă nimeni nimic. Doamne ferește! Să revenim suntem... și la asta. Da, da. Și uh, spuneam de, de chestiunea asta că uh, acest, uh, acest contract era salvator pentru România. General Varad a zis, bine, boni, dacă e așa, e în regulă și nu știu ce. A venit, s-a întors de acolo, ce s-a întâmplat știm că a fost manifestația în seara de, deci în noaptea de 21, să, știa că a doua zi va fi meeting cu răsturnarea lui. De ce? Pentru că toată noaptea de 21 decembrie, cum să vă spun, trupele de miliție cu trupele de securitate, cu armată, cu tot, au blocat gurile de la metrou. Au dat cu gaze lacrimogene, că să refugiați oameni acolo. S-au făcut arestări, i-a dus pe la Măgurele, i-a dus pe tot felul de unități militare, sute de oameni. Ori a doua zi, așa, la Poliția Capitale, la Miliția Capitalei, la fel în Beciuri acolo, erau tixi de, de oameni luați după stradă care se revoltase, ieșise în stradă. Și a doua zi era și firesc că te duceai să scauți. cauți fratele, a, ruda, deci părinții, un, au dispărut noaptea. Nu, nu da nimeni nicio explicație. Deci, începuse pe lângă Revolta, a fost Revoltă a oamenilor, de nemulțumire, de sărăcie, de ce era. Fric, foame, avorturi, și așa mai departe. Deci, erau suficiente argumente ca oamenii să iasă în stradă. Revoltarea reală, da. Dar asta era situația reală că s-au făcut, cum să spun. Tot ce s-a construit, s-a construit pe uh, sănătatea și pe uh, cum să spun, pe punga românilor și pe munca lor. Uh, ori acum, uh, vedeți ce s-a construit. Cu strădanie, și cu sânge, și cu, cu sudoare. S-a vândut la fier vechi. S-a vândut la fier vechi, pentru că asta. Asta sunt conducătorii noștri. Correct. Așa. Deci, în condițiile respective, eu aveam un aparat de radio Koyo, japonez, și prindeam. Asta era o, o deformare de profesională din străinătate. Tot așa aveam un aparat de, de radio când așa și prindeam frecvențele celor de la, de la poliție, de la securitate, de la filajul țării respective. Mm -hmm. Și vedeam pe unde sunt amplasate. Uh, și știai să te protejezi, să eviți cartierul, ăla, să nu te întâlnești cu un agent acolo sau așa mai departe. La revoluție la fel, la evenimente la fel. Am dat drumul la asta și ce era pe cum se spune, pe rețeaua asta de comunicații între arme, era nenorocire. Adică să spunea în clar. I-am gazat, i am luat, i-am dus, uh, cum, cum, le coletele. Așa. Deci erau coletele duse peste tot. Spitalul militar, peste, în toate centrele din astea uh, medicale. Și uh, în noaptea i-am spus, l-am sunat. As... totuși plecați din unitate, nu stăteam. Nu, în... nu, era, era în unitate. Da, în unitate, da. da era în unitate. L-am sunat și tot în general, mâine e dezastru. Iese lumea în stradă și o să fie banam, trebuie să ne luăm măsuri. Băi, boli, ești alarmist. Era foarte... Tu mi-ai lipsit de realism, că un comandant trebuie să aibă o viziune și bă, viziunea da. momentului să știi cum mă reacționez. Termină cu chestiile astea, că nu știu ce. vezi că faci propagandă, să nu descurajezi oamenii și nu știu ce. Nu, dar zic, uitați, eu am... Luați și dumneavoastră, un, cereți să vă dea la cabinet un aparat din ăsta, să ascultați, să interceptați frecvențele astea. lasă în pace, nu știu ce. Până la două dimineața se făcea curățenie în, în, pe bulevard. Se, sângele. se așa. La Inter se pusese geamurile, se uh, remontase geamurile la Dunărea, la restaurant și în toată zona aia. Da, da. Uh, se făcuse în regulă. Și atât când l-am -am sunat și la 6 dimineața, când începuse deja să anunțe că și oamenii din fabrici și mergeau spre centru. Deci, termină cu prostiile astea. De unde le inventez? Că, zice, deja s-a făcut curățenie, lumea e liniștită, nu știu ce. La ora 12, știm ce s-a întâmplat. La la ora... Era mai fost și, cum îl chema, uh, cel care a dat drumul la, la, la sirenele alea care au provocat... Uh... Da, deci ăsta era, era și uh, Pintilie, care era, era șeful unității ier, care care se ocupa de tot ce însemna radiolocație, bruiaj și toate astea, care era la armată. La ora 12, deci după ce a plecat Ceaușescu, interceptez un mesaj. Pe acoperișul clădirii din strada cu unde aveam eu unitatea, este o echipă de teroriști care trag, mitraliază mulțimea. Mergeți acolo. Formidabil. Și îl sunt pe stamatorul. Toată și am uitați așa, plasă-mă, asta e dezinformare, nu știu ce. Zic, ce facem? Că o să vină manifestanții peste noi. Termină, mi-a închis telefonul. Bun, eu în momentul ăsta am spus la oameni, fraților, că aveam toți așa, părăsiți unitatea, stați în jurul unității, pe străzile laterale. Cel doi înși am trimis la o casă de lucru care era o casă conspirativă aproape de unitate, cu o geantă din asta. Eu am fost prevăzător, am spus, domnule trebuie să-ți protejezi uh, comoara care o ai, rețeaua informativă și da. Uh, și aveam o geantă din metal cu rolele de film, cu tot ce însemna agentura străină și română, fondurile operative în valută și lei, tot, tot, tot ai în geantă cu cifru și avea și dispozitiv de autodistrugere într-o situație de... I-am trimis pe ăștia, băi, păziți asta, că asta, asta e, e comoara noastră. Comoara noastră. Deci da. e munca generațiilor care au fost și înainte și a noastră. Și am rămas cu la unitate cu un băiat, era capitan atunci, am întrebat cine vrea să rămână, rămână cu mine, că nu puteai să rămâi singur. No. Și s-a oferit unul bun, în regulă, și un subofițer de pază care avea pistol, dar nu no. să-l folosească. <coughs> în momentul respectiv, toate comunicațiile secrete, cum ar veni T.O., și ăla special, erau tăiate. tăiate de prietenul meu, Stânculescu, Că vă povestesc și de dânsul ca uh, am avut relații apropiate cu el. El la noi venea și la unitatea mea venea să îi dăm ordini de misiune, să facă cu rom să vândă armamente, îl mm -hmm. ajutam, nu știu ce. Și primul dușman am fost eu. Uh, așa se întâmplă facerea de Bine. bine. <laughs> Și, domnule, am rămas cu persoanele astea, și ne-am trezit în o jumătate de oră cu o mulțime de oameni, în frunte cu un locotenent colonel de la Gărzile Patriotice, la sectorul 2, care, rozinci, teroriști, pe ei, cu tare, cu tare, ne pusese și două rabe la intrarea în curte, blocase intrarea în curte și pe lateral a unui zid, că era zidul da. exterior. Cu motorul pornit și luate închise ușile. Și nu știai, are exploziv, n-are, îl sunt și-o pe Ardeleanu, cu care a fost să se Bă, Gigi, ce face? La, da. La Usla, da. La Ce facem? Că uite așa, lasă-mă, boli, m-a zis și el în jurătură ce să-ți dau? Că i-am spus, trimitem -mi și mie, din ăștia, pirotehnici, ceva să ne ajute, dacă e o nebunie pe aici pusă. Și zice, ce să te ajut pe tine, mă, când deja unitatea mea e ocupată de armată și ce am taburile în jurul unității. Ce mi-a atras și o înjurătură. Dă scurcăte te boli. bine, așa. bine, mă, să-ți dea Dumnezeu sănătate, să ne vedem sănătoși prin ăștia, domnule, printre ei erau agitatori. Care, pe păi ei, să facem, să trecem, să cucerim, să-i luăm, să... Îl sunt pe stamator. aș uite, deja s-a apropiat asta. Ce face? Intră în unitate. Cum să le dai drumul să intre în unitate? Dom'le, deci aberații. Cum să le dai drumul să intre în unitate? Ai desconspirat, desconspiră unitatea? Zic, tu, așa, general. Domnule, Sediul Unității a fost desconspirat pe data de 10 decembrie de trădătorul Liviu Turcu, într-un interviu la Europa Liberă, în care a dat toate sediile Centrului de Informații Externe și nominal conducerea. Și cu nume real, și grad, și cu nume conspirativ. Deci, ce să mai conspirăm? Lasă-mă în pace, nu știu ce. Mi-am închis telefonul. Bine. Vin ăștia la poartă, gălegie mare, agitație mare. Eu am ieșit în fața unității. M-am prezentat, sunt, eram locotenent colonel, așa, șeful unității. Cine e conducătorul grupului? Păi eu, locotenent colonel Popa, de la Gărzile Patriotice, da, da așa, despre ce vă. pe păi, aici teroriști cu tare ușurel că nu sunt teroriști aici, suntem unitate militară prinsă în sistemul de apărare și așa era, al sectorului 2, centrului militar. Și încercam să îi explic. Mulțimea și ce mai să-i peste ei, să le luăm gâtul cu tare. Ăștia alții agitau. Deci, și bă, îl chem pe unul care era mai, mai agitator. mai, agitator. Zic, ia poftiți, stăm de vorbă. Zic, dumneavoastră, de la ce întreprindere sunteți? Păi că nu știu ce. Și zic că grupul, că era îmbrăcat și în gărzi patruții. Zic, de unde sunteți? De la mecanică fină. Era lângă noi. Păi bun, și dân și... Păi ăștia îi cunoașteți? Nu. Și în momentul când a spus că noi i cunosc pe ăștia, agitatori, pe agitatori ei au și întins-o. Au luat, că vă facem, nu știu ce, teroriștilor, securiști, teroriști, nu știu ce. Bun. Îi spun colonelul ăsta, zic, domnule, ca să simplificăm lucrurile, haideți, luați cinci oameni cu dumneavoastră. Veniți și verificați așa, din, așa și poftiți în unitate să controlați de sus până jos, să vedeți că nu avem nici arme, că să a ordin ordine de generalul Vlad după data de 16 decembrie să, să sigileze armamentul. Da. No. A venit, a verificat peste tot, ăsta nemulțumit. Când a văzut că totuși unitatea arăta bine, o renovasem, că era, când am luat-o, era vai de capul ei, așa, și abia terminasem tot uh, cum ar veni. Da, renovarea și arăta bine. Civilizat. El zice, nu oh, ce lux e aici, și eu stau la etajul 2, la primăria sectorului 2, uh, la mansardă, la gărzile patriotice. Zic, și fiecare unde își are locul. Sigur că da. Nu, eu nu plec de aici și bă, ocupăm unitatea, deja sunteți sub bă, ordinea noastră, eu dau ordini și nu știu ce. Stați puțin, că nu dați ordine aici. Dați ordin la dumneavoastră. Cine e șeful centrului? De, Aparține de, de centrul militar, da, de la sectorul 2. Foarte bine. Dați-mi telefonul. Și pe telefonul de oraș, asta ni l-a lăsat. Da. Am vorbit cu șeful centrului, era un colonel, și șansa, norocul, doamne, doamne, așa, omul fusese atașat militar în Occident și, și colab colaborase da. cu noi, cu ofițerii da. noștri. Și i-am explicat și zice, doamne, colonel, nu nicio problemă, da, uite, i-am spus, căutați, deschideți radul cel frumos, era parola pentru din asta, alarmă de luptă și de război, zic, ne găsiți acolo în plan. S-a uitat, a văzut unitatea că suntem. Zice, dați-mi la telefon. El dă pe ăsta, nu, nu, domnule, eu nu plec de aici. se instala, se, să instaleze acolo. birourile. Și calculatoare, că aveam centru de calcul și ăsta până la urmă colonelul Zice, trimiteți la mine să vină ăsta cu cineva de la dumneavoastră. Și am trimis la el ce a făcut, l-a murit. Și l-am rugat pe ăsta, pe colonel, pentru, eu știu, două, trei zile, să-mi dea niște militari. Când mă așteptam, era, eram într-o zonă cu unitatea, unde era un cartier așa puțin colorat. Am și băieții deja ocupaseră negrișorii, ocupaseră străzile și erau înarmați, că le dăduse domnul Sergiu Nicolaescu arme pe la buletin da, la toată lumea. Da, da. Și era ca în filmele revedeam filmul Războiul din Beirut, că și acolo erau fiecare stradă aparținea unei organizații creștine sau musulmane, musulmane da. Și exact asta am făcut. Mi-a trimis niște militari, am cazat acolo și îi puneam în ghereta acolo la unitate ca să vadă că deja e ocupată de armată și nu știu ce. După care, deci... Stămătoiul tipul ce face? Cum? Stămătoiul ce făcea în a dispărut. -a două zile, două zile până înainte de Crăciun nu am putut să comunicăm cu dânsul. S-a la fund. Nu știu ce contacte căuta. Ce... Pe urmă ne-am lămurit ce contacte. El căuta pe Mânzatu, dacă ați auzit, profesorul Mânzatu, care se ocupa apă vie, apă moartă, nu știu ce, era o da. mare figură și ajunsese vicepreședintele CPUN-ului. A, o legătură și cu Și să aibă, pusese în legătură a dânsului când era la contraspionaj, la direcția de contraspionaj intern și bă, zice, gata, sunt, sunt, da, sunt salvată, ăla, să Da, ăla s-a făcut că plouă. Așa. Deci nu, n-a reacționat deloc. Pe, a apărut în ziua de Crăciun când ne-a dat ordin că trebuie să fim, și asta este un episod care nu l-a scris nimeni, nici Rogojan. Ne Pe de Crăciun ne-a dat ordin militarul, toți directorii din, de la intern și de la extern, să fim la ora 12 la Marele la Major în drumul taberei. Pentru comunicări de ordine și nu știu ce. Bun, ne-am dus acolo, -a, A fost în... și Ilean Vlad și toată lumea, probabil. Uh, toată lumea. Imediat, Oră. Imediat cu generalul Vlad. Generalul Vlad era sub arest. se militarul. Dar se mergea da. pe tăcute, cum s-a spune, da. dar ai vedeai atitudinea. Da. Uh, ne-a ne pus în, în sala de festivități, așa, bănci din astea, stăteam. Uh, și ne-a luat buletinul și legitimația de serviciu. Le-a colectat. La intrare, o, oamenii cu automat. Și în prezidiu cine? Voi, can voi, Pulescu. Opa, Bă, ăsta până la nu, ce a fost la viața lui de? Era așa deodată mare și peste securitate, pe <coughs> armată, peste toți. Așa, era un uh, intelectual <coughs> de marcă. Un intelectual de marcă și. Uh, pentru mine, deci eu m-am înțeles foarte bine cu el. Că de asta, nu știu, pronia... Dar el ce a fost în de 89, Unde a locat? nu, în geologie. Deci în ce a fost în geologie. Cum a fost așa de apropiat de Iliescu? Nu a fost apropiat de Iliescu. Nu la... În noaptea de 22 a devenit apropiat. Exact. El a, fost, el a, fost, arestat pentru, nu știu, iau... Pus în cărcă falsuri, în documente din asta, că mergea în delegații, nu știu ce, și așa, plus niște bani. cărți care erau niște cărți mai puțin de ezoterism, de așa. Am așa. <laughs> și după ce a dat drumul, a intrat în un colectiv de oameni ai muncii care pregăteau evenimentele. Și care acel colectiv? dați niște nume. Păi, S-a văzut Iliescu că clar. Da, deși a negat totdeauna că Voican, fost... Gelu Voican Măgureanu, Petre Roman, Petre, Petre Roman după, mm. aceea, după aceea. Măgureanu? -a... Măgureanu, au fost mai mulți. Caraman? Mai mulți. Nu, nu, nu. nu, Caraman. nu, nu. Caraman, că vă spun evenimentele și cum a ajuns el la Asie pe urmă. Să ajunge, uh, deci, deci wow, și cine? Deci era Gelu Voica în Voiculescu? La... Gelu militarul, ăștia de la... Ă, era Stănculescu un, era? Ă, Stănculescu, da. Deci ă, Ardeleanu, de la ULTAD, deci deja da, intrase da, în e, Nu, nu intrase deocamdată, dar era acolo, chipurile sub supraveghere, dar și. Și în prezidiu. Și. În prezidiu. Și... Îl deja pe cel din față de, de la, la. Trosca, sigur că da. Era omorât deja. Noi, când am trecut, când am ajuns la uh, mea Penea, am trecut în fața uh, cadavrelor, și ale resturilor tabului, așa Trosca uh, era cotună și încă unul. Așa, deci era un, un peisaj, vă dați seama, da, și, de intim, și de intimidare pentru... Bă, atenție, că noi nu ne jucăm. Deci și voi puteți spune la fel ca și el. Că, exact. Acum, exact. A fost să confirmați că era cel care îl dovedise pe militar. Da, deci tot colectivul și Cotună, capitanul Cotună, făcuse parte din colectivul care a lucrat dosarul Corbi, pe militarul și pe mai mulți care erau suspecți de apartenență la GRU. Deci ne-a adus acolo și a început militarul să urle, că terminați cu teroriștii, luați legătura cu teroriștii ca să înceteze atentatele și măcelul. Și din una în alta ajungem și la, când avem informații, ce spuneați dumneavoastră cu lingourile, nu știu ce zice, când a fost Ceaușescu în vizită și că a venit cu pazdranii cu el, că și-a adus gardă de pretoriană de acolo și nu știu ce, aberați. Și zice, cine e aici șeful de unitate care a pregătit vizita? Da, m-am ridicat, m-am prezentat. Cum e cu, cu teroriștii? Că dumneata ai adus teroriștii sau cam așa ceva. Zic, toarășul, ministru, dacă este să vorbim de teroriști, nu unitatea mea se ocupă de treaba asta. Dacă este să vorbim de, dacă a adus Ceaușescu așa teroriști în țară, asta pot să vă spun și pot să vă confirme și cei de la, de la Romtehnica, care au fost în avion, în care s-a întors cu tovarășul. Oamenii lui Vlad Stănculescu. Al lui Stănculescu, al da, lui Victor da, Stănculescu. Da, al Victor scuze Așa. Nu, da, Victor. Oamenii pe care am trimis eu în, în misiune s-au întors pe, cu cursele normale și au fost arestați în punctele de frontiere românești ca fiind teroriști și erau cu pașapoarte diplomatice care colaborase și pregătise Vizica. contractele. Ce, vizita și contractele, contractele cu... celor de la Tehnica. Și rom tehnica. Deci ăla, mergi cu el la jos și pe urmă zice, arestați că sunt teroriști. Formidabil. Și zic că asta este situația. întrebați pe și Eu, după câte informații am, nu s-a întâmplat așa ceva. Da, că mințiți că eu am informații. Și ce uite și acum, de pildă, un tab de la unitatea antiteror. A străpuns a, a, barierele de unitate și a ieșit în mulțime și trage în oameni. Am rămas. În Ăsta, ce părere ai? Colonelul Ardeleanul? întreabă militarul. O să-i spună, Torașul. N-a cum să, să se întâmple treaba asta, pentru că unitatea, dacă a ieșit vreun trebuie să răspundă colonelul cu tare de la armată, că noi suntem ocupați de armată, suntem sub comanda uh, celor care ne-au ocupat uh, unitatea. Zice, haide să, să duce ăsta, nebunul de Ardeleanu, dă telefon pe scurt, la unitate, băi, ați, a ieșit un tab, nu știu ce, și a pus pe difuzor. S-a auzit în toată da. seara. Nu, tovar, n-ai și ieșit niciun tab, nu știu ce, din unitate. Tot, dăm pe colonelul de la armată. da, a ieșit, totul e în regulă acolo, mil, ofițerii, deci sunt în regulă. Da, sunt în toată lumea, suntem liniștiți, suntem aici. Nu avem, am făcut uh, inspecția de cum aveau ei asta să verifice da. verice vece, armamentul și tot, n-a ieșit ducă. nimeni. Da, inspecția, n-a ieșit nimeni din unitate. Ați văzut o așa ministru. Deci, da, da, uite, așa minci ziți voi și manipulați. Tot eu. Formi, <laughs> da, da. Nu. Da. Și. era uh, bine educat de Gheriu. <laughs> și generalul Vlad era într-un. stătea la prezid, era într-un colț acolo, a bătut și. Își, fă, își făcuse planuri pe a, el credea că în să fie în continuare. Da. El, el visa să fie uh, viceprim-ministru și să răspundă de tot ce însemna, minister de interne, servicii de informații. Și-ai promis să stângulescu, probabil. Nu, stângulescu. Cred că era vorba de uh, grupul celălalt, cu uh, cel care a fost verdeț. Ah. că au fost două grupuri verdeți pe partea asta și uh, Iliescu cu Brucan și cu Roman și cu toți pe partea cealaltă uh, ăștia au rămas în CC uh, și, și ăștia s-au dus puterea. la Ministerul Apărării unde era puterea, unde era puterea. și atunci și acolo au ca să -și se arate că de Iliescu a început să se tragă cu arma asta a fost alte ordine da. deci, tot -a tot da. dar totuși am și o întrebare de ce credeți că Victor Stănculescu a primit cea mai mare încredere atunci când Mila, după informațiile noastre, că au mai fost noi emisiuni și au spus că uh, Mila a fost, de fapt, uh, sinucis între ghilimele. A fost sinucis. Că a fost sinucis. Și uh, cum a putut Victor Stănculescu să aibă cea mai mare încredere din partea lui Elena și lui. O, da. Uh, de ce? Pentru că uh, Stănculescu era un tip foarte. Agil. Deci era un, un om foarte cult, să spun, un, un tip pedant, un tip uh, uns cu toate ale file, genul lui Pacepa. Aha. Coarda sensibilă era tovarășa. Deci acolo trebuia să acționeze. Ia tot timpul victoraș, victoraș în sus, victoraș în jos și cine știe și alte și lucruri. Alte lucruri, Așa da. s-au întâmplat. Victoraș era atent din, că de la Rom Tehnica mai, mai primea, primea câte un cadou. Comision ceva și îl puteai transforma în lucruri bijuterii și alte da. necesități ale tovarășei. Deci știa să fie exact ca și Pacepa, omul de casă al uh, tovarășei și așa a ajuns acolo cu toate că da. tot la noi în emisiune la Angora domnul general Dan Voinea a deslușit atunci când a făcut ancheta omorilor de la Timișoara, că de fapt Stânculescu se cunoscuse cu Ilescu mulți ani înainte când fusese prin secretar uh, nu, nu când fusese prin secretar și atunci se cunoștea înainte când a fost Revolta studențească de la Timișoara ah. Deci lucru comunicat aici da, ca și document. Da, e posibil de, ca... Deci înseamnă document, că această da. lucrătură împreună cu Stănculescu și cu... Așa au... Dar totuși, e, se i la moarte, a fost gândirea cui? Alugenul Voiculescu? Eu, nu, nu, nu. nu, A fost gândirea lui Brucan. A lui Brucan. Deci Brucan alogenul. a lucrat... Da, alogenul. Puiul Dădac, care a lucrat cu, lucrat cu toate serviciile posibile... Deci, înainte, în 89, el a făcut un turneu și el s-a răzbunat pe generalul Vlad. Tocmai că generalul Vlad l-a trimis cu sarcini când s-a dus în SUA și a trebuit să vină și el cu ceva pe masă de acolo, l-a trimis la Moscova, deci generalul Vlad l-a folosit și să cam. Auzise în cercul ăstora că el își căuta stăpânul care plătea și care putea să-l ajute, era prietenul lui. Și pe Vlad, pe generalul Vlad, dacă a avut o influență asupra celorlalți, a avut-o uh, brucan și și-a dorit din tot sufletul să-l vadă arestat, așa și băga la pușcărie. Pentru ceilalți, nu mai puțin l-a interesat, dar generalul Vlad. toate că dacă nu exista generalul Vlad să spună pe 16 decembrie toate unitățile de armament au avut un. Da, mare generalul Vlad a, a salvat a salvat țara de la război civil. Exact. Deci asta este, cert, așa intră în istorie. Așa poate să intre în istorie. Dar uh, au fost foarte multe influențe și grupuri din acestea de presiune politice care uh, fiecare avea, cum să spun, în spate o ambasadă americană, altă ambasadă rusă, altul uh, Mosadul, altul Budapesta. Deci erau toți, cum să spun, ieșise la licitație <gântu -i> între servicii. Licitau soarta României și a puterii, că era lupta pentru putere. cine își bagă cât mai sus oamenii. Și după aceste evenimente, de la întâlnirea cu militarul și cu ceilalți, ați transformat sau încet perioada s-a transformat din Die, din Direcția în în, tie, în ianuarie, în ianuarie, ianuarie 90. Da. Deci, în ianuarie, pe 3-4 ianuarie, de la. Cotroceni, a întrebat cineva de generalul Caraman. pe unde? Dânsul era la cheia. Acolo stă, izolat, din, de când l-a scos la pensie. Din uh, 80, parcă, sau 81. Mm -hmm. Omul s-a retras, a văzut uh, ce recunoaștere, ce recunoștință așa eternă are patria față de ce a făcut el, și omul și-a văzut de treaba acolo. Nu știa nimeni uh, cum se ia legătura cu dânsul. Eu am ținut legătura cu dânsul, deși era proscris. Dacă te vedeai cu el, el era urmărit de 195 de unitatea lui Moț, așa și din ordin superior, că nu da. se făcea așa de plăcere. În condițiile în care ei au fost colegi de servici la Direcția de Contrainformații Militare, la început. Și uh, m-am dus la el acasă și am vorbit cu soția. Doamnă, cum putem să luăm legătura cu dânsul? Nu erau telefoane mobile sau altceva. Da, da. Dânsul avea... N-avea -avea telefon acolo, că evita să aibă telefon. Și am dat telefon la poșta din Cheia și am să rugat să-l cheme, la să la cheme urgent la telefon. Și la telefon i-am spus, veniți urgent în București că avem, am ceva să vă transmit. E ceva, e foarte... E o problemă? Sunt probleme de discutat, nu le putem... Bine, și când să vin zilele următoare, nu... În noaptea asta încerca să veniți, că mâine la ora 8 aveți întâlnire cu Toașul Iliescu. Domnul Iliescu. transmis, da. Bine, bine, dar hai, hai că vin. Și la patru dimineața ne-am întâlnit. Eu eram la unitate. M-am dus la dânsul acasă și m-a luat la întrebări. Cine? Cum? De la cine a venit mesajul? I-am spus, domnule, a venit de la Cotocent prin ăștia. Și a zis că ăștia ne-au indicat, ne-au solicitat ca mâine la 8 dimineața să fim în palatul, era la asta, la guvern acolo, acolo era Iliescu, să intrați la el cu Măgureanu. Cine mai e și asta? Era un neica nimeni atunci, da. Păi zic că, după câte știu, fusese la noi la analiză și sinteză la die câteva luni și pe urmă a plecat. Era la Ștefan Gheorghiu, lector. Și zic eu, un lector la Ștefan Gheorghe, ce treabă avem noi cu asta, Ce treabă am eu cu ăsta? Și nu știu ce nu Bine. Până la ora 6 dimineața mă sună. Mă, ia vină la mine. Ca a intervenit altceva. Mă duc la dânsul. Ce s-a întâmplat? Păi ce băi, mesajele sunt contradictorii. Eu am primit prin... O altă persoană. Așa am primit mesajul: ca mâine, tot la ora 8, să fiu la domnul Iliescu, dar împreună cu Celac, care era ministrul de externe. Sergei. Da, da. Serghei. da, Serghei. Eu pe cine să cred? <laughs> e bună da. dreptate, pe cine să cred? Zic, mergem mergem împreună acolo. Da. Ne-am dus să intrăm la asta, la Iliescu la intrarea în biroul lui în alte cameră, avea un și birouaș Să Stătea acolo cu minte. Ăsta la alt celac avea birou în altă parte. Zice, păi, mergem la, la Serghei. Ne ducem la Serghei, ne primește Serghei în, ca, în uh, haladă casă, în papuci. Elegant. Elegant, o... elegant da. da, gentleman, da, da. Gentleman, da. gentleman Serghei. Și zice, gata, hai că mă pregătesc, să cunoștea foarte bine cu domnul general. Și zice, Mihai, mergem -ă la domnul Iliescu. S-au dus, am mers și eu cu ei, eu am rămas la Măgureanu. Bineînțeles, Măgureanu, când a văzut asta, s-a schimbat la față. Așa, au intrat, ce au discutat, nu știu ce, că vine, iese de acolo domnul general Caraman și zice, bă, păi, mi-a propus să fiu șef la SIEC. Și, și hai să mergem la unitate și să stăm de vorbă. Că eu nu iau cine știe ce brămășițe am mai rămas din, din instituția asta. Nu, mi haide să discutăm. Tu cum ai supraviețuit, așa? Și zice, dacă văd că nu merită, nici nu vin. Și am stat câteva nopți cu dânsul să facem scheme, tot a unitatea, și pe 18 s-a aprobat uh, noua structură a serviciului, tot cu atribuțiuni noi, cu șefi. Atunci uh, s-a discutat și a adus dânsul doi colaboratori din vechea gardă, din 78. Așa, și a făcut general și au fost ajuncții dânsului. De morți nu mai dă bine, dar oamenii n-aveau nicio așa determinare Ni să schimbe ceva. N-aveau da. nicio apăsare, deci da. erau generale, acum mai erau. Și mm -hmm. situația în 90, în ianuarie, era tulbure-tulbure. Și am început uh, să pregătim uh, materiale să, pentru... Gentuța o recuperaseți cu... Da, oricum? bine, aia și totul da. aia a fost în regulă. Noi am, am trecut cu bine, să spunem așa, peste momentul ăla. Uh, au venit, pe urmă, toți ofițerii în unitate. I-am îmbrăcat în gărzi patriotice, că aveam și eu, și am început să scoatem uh, oamenii de culoare din, uh, de, de pe zona. străzile laterale și nu știu ce, și ne-am creat propriul dispozitiv de protecție al clădirii și a zonei. Da, am trecut foarte bine, fără, fără probleme semnificative. Însă, după aceea au început problemele privind uh, ce facem cu oamenii. Că erau noi veniți, fusese ostracizați. Așa, fusese ostracizați și noi eram, ăia, generația mea, era așa de trădători care am susținut regimul lui Ceaușescu. Dând și uitând că, pe vremea lui Ceaușescu, fusese directorii. Așa, de direcții, avansați la gadul de colonel și așa mai departe, decorați sau... Da, da. Deci, în perioada aia s-au uitat. Da. La un moment dat, unii spuneau că nici membrii de partid n-au fost. <laughs> da. Deci, Correct. tupeul mergea departe. Și ajunsese la un clivaj între generații. Între noi, care eram foști acum, așa și noi emanații, care emanați, mai bătrâni. Mai bătrâni, da. așa. Deci lupii tineri cu lupii, lupii bătrâni. bătrâni. Corect. Așa. Și lucrurile astea s-au simțit la nivelul instituției până când eu m-am retras, dar că eram toată ziua cu general Caraman și lucram, du la Senat, eu aveam relațiile mele deja cu noua conducere, inclusiv cu gelul Voican. O, Mă bătuse gândul să lucrăm și la legea de organizare. Am pregătit-o tot cu Văselie Moi și el era vicepreședintele Senatului, așa la vremea respectivă, fiind și avocat de meserie. Am pregătit bine documentele care însemnau o nouă structură a serviciului. Cu gelul Voican, că despre el vorbisem, eu am avut o relație bună. În ce sens? În sensul că ne-am. pe ezoterism ne-am înțeles foarte bine. Și de aici a pornit și o relație mai relaxată între noi. În sensul că eu l-am rugat să mă ajute să scoatem armata din unități. Că ne ocupase toate unitățile. Oamenii stăteau în șpriț, nu-i interesa. Aia de afară le țățea afundul, cum s-ar spune, că nu știau ce se întâmplă în țară. Da, da. Exact. Eu îmi luasem însă măsuri, le Am dat imediat după 22-le. Am dat telegamă, cum să spun, individual cu familia, ca să aibă încredere că suntem că tot noi e, da. și nu sunt alții la capul liniei. Și am, -am dat uh, instrucțiuni cum să procedez. Da, și mai Așa. Cu toate că uh, comanda Radu cel Frumos încă era în desfășurare. Și că da. Iar când a început pe 16 decembrie, nu? Da, și s-a încheiat după ianuarie încolo. După, după informații mele zice că s-au încheiat da. prin iunie. O dată cu 13-15. Da, da, da. Păi, deci așa e. Sigur. Atunci s-au liniștit și cine da, da. și-a pus mâna pe Ciolan? Da. La Încă să mai... să disputea Ciolanul. Da, să disputa Ciolanul și s-a disputat foarte bine. Era o luptă pentru putere deja evidentă, între, vă spuneam, Brucan era cu prietenii lui de etnie cu Roma și cu alții, de ano cu Bârlădeanu, cu de da. Sașa și cu toată echipa asta, Iliescu era mai așa, un tip care nu, cum să spun, nici nu te ajuta, nici nu îți făcea rău. Adică el tăcea, când te duceai la el cu o problemă că a blocat direct o perioadă, nu scotea o vorbă. Îi puneai materiale, le citea, domnul președinte, știți că era criza din gol, nu știu da, ce. Nimic. Nimic. Nici o reacție. Probabil sau la un moment și telefon, o comandă, ce, cum să reacționeze. La, la, un moment dat, nici nu mai deschidea plicurile de la noi A. și le returna sau avea o secretară care aia le desfăcea, le xerocopia și le dă la ambasada rusă. Direct. Direct. Da. Fără jenă, fără nimic. Până iar m-am zgândărit un pic și i-am spus la telefon. Iar -am, am plecat într-un turneu pe Asia, așa, pe colaborare și începusem să da. mișcăm lucrurile, așa și am rămas la comandă. Îi trimiteam buletinele și returnat nedeschis. Și am dat telefon, și domnul președinte, știți, v-am trimis buletinele. E război din golf, e situația așa, așa, așa. am fi interesat să, ne, să, le vedeți și să avem o comunicare între noi. Să ne dați unele sugestii privind agenda dumneavoastră. Ce informații, ce, ca să, știe, să știu și oamenii, că nu de azi pe mâine obții informațiile. Ce v-ar interesa? Guvernul dumneavoastră. Și el zice, da, ce mă înveți dumneata ce trebuie să fac. Hai de mine. Și am spus, domnul președinte, nu, vă rog să mă scuzați, nu știu ce, dar până și Ceaușescu, care era un analfabet, cu asta și orice șef de stat, cu asta începe ziua de lucru. Cu informările Informați. de la servicii, de la ministerele da. de linie și așa mai departe. Și ce dumneata, mă compar cu Ceaușescu. Să fie la mine, să stăm de vorbă. M-am dus foarte rece. Chiar mi-a și spus, zice, îmi pare rău că am aprobat să fii general. Că m-a făcut general în 90, da. în august, 18 august. Și cine a insistat, până la urmă, roman, care voia să fiu în apropiere de el, calor, da. Așa, și de, să vadă perspectiva, și vă să aibă și el un uh, punct de sprijin în servicii. Că Că aia era, era lupta pentru putere, asta le avea toate și el nu avea Eu nimic. Nimic. La nimic. Și era de doamne prim-ministru, așa între ghilimele. <laughs> așa. Uh, și exact asta, respingerea totală. Când a venit Caramandă în turneu prima, ce cu asta? Cine asta? Asta a fost și pe vremea lui Ceaușescu, director și cu tare, cum îl mai ții acolo și nu știu ce. ce-ai ce făcut, domnule? Exact așa. Ce-ai făcut, domnule? Păi uitați, așa, așa, așa. Păi și ce nu puteai să Dacă nu îl interesează, nu-l interesează. Și cu asta... Nu, domnule, nu e așa, că noi trebuie să le dăm orientări oamenilor. Ce le spun? Voi fraților, ce lucra săptămâna asta? Corect. Corect. Trebuie să-i orientezi pe trei luni, să-i dai tematică de informații, nu caută informații, așa, să duc pe stradă de haifui sau cum. Și când bine. Da. Corect. Da, trimis da, la origine, și, bine, vezi, de treaba Și a rămas așa cu toată povestea asta. în uh, 91, așa cum vă spuneam, uh, am avut întâlnire cu ambasadorul, l-am chemat în centrală pe ambasadorul american și am început cooperarea cu ei. Și cu China? Și cu China tot în 91. V-ați gândit bine să faceți o contrabalansare. Așa, și a venit ambasadorul, mm -hmm. nu mai știu, Moses Rose, Moses, nu mai știu, sfârșit, Alfred Rosen. Așa, pui da, dacă, așa, pui cu, de dacă. Cu cine a venit? Cu Nicholson cu renumitul Nicholson, Opa. care era șeful CIA-ului acolo. Și a venit, l-am primit în Batiște, unde aveam sediu, pe un caramac și a început ăștia, noi foarte vrem parteneria cu tare să schimb de informații, păi, terorism, pe terorism, aia, pe aia, păi, erau câteva domenii care puteam da. să acționăm pe promovarea tehnologiilor și deci era o tematică vastă asta nici mai mult nici mai puțin zice bă, Nicholson că ei vorbeau numele ambasador, da. ambasadorul era liniștit. Uh, ce da ca să ne demonstrați loialitatea trebuie să ne dați rețeaua pe care o aveți în Europa și, și în, uh, cu prioritate în Orientul Mijlociu pe lângă Yasser Arafat în, la palestinieni. Ce și interesa acolo direct, da. Știa că noi aveam... O rețea bună. A, bun. Păi, da. au trăit și, și acum tot cu aia de atunci. Și... Asta, trebuie să ne dați oamenii, nu știu ce, foarte obraznic. Caraman, eu zic, știți, e foarte greu dintr-o dată să procedăm la la predarea unei rețele, mai ales din rândul palestinienă, pentru că sunt agenții care lucrează cu noi de ani de zile cu ofițerii noștri și ar fi greu. Trebuie să pregătim terenul, nu știu ce, dar cel mai bine ar fi ca să ne orientați și spre ce oameni să ne ghidăm și să vedem dacă avem posibilități. Dați-ne tematica de informații. Ce vă interesează? A venit la a doua întâlnire cu o tematică Bun. noi am dat un lucru și la din informații verificate, din surse verificată, cu tare, cu tare, am întâlnit așa și le-am le -am dat contra uh, uh, informațiile noastre la tematica lor. Dom'le, am văzut-o, zice, da, stați foarte bine înseamnă. Păi, uite, ne interesează asta din zona asta, asta, cine a dat informația asta, am verificat-o și noi așa, e, înseamnă că e o sursă bună, nu știu ce. Și să ne, să ne da. da, pregătim, la la la, nu știu ce, ne mai întâlnim, cu fi copății. Și am dus-o, cât am stat acolo, până în 92, am, am tot plimbat. Ce talpești al dat-o repede. Da. Uh, da. Și, și uh, după aceea, uh, când a, pe mine m-a, intrigat uh, insistența cu care ăsta, uh, Nicholson vrea cu palestinienii, asta în primă urgență și pe urmă tu ce avea... Că, că pregăteau războaiele care au venit după aia. Exact. Și uh, vorbesc cu... Îi dau telefonul Măgureanu. Profesor, uite, așa, așa, Domnule, a venit Nicolson pe la noi în vizită și știi că vrem să facem parteneriate, că și voi faceți, nu știu ce, și e bine să facem parteneriate cu ei și cu alții și zic că uh, noi nu avem filaj, nu știu, pune-l în filaj când uh, iese de la noi. <laughs> Ca să știm și noi da. cu cine așa. Și, bineînțeles, că l-a pus în filaj și a stabilit că se întâlnea cu consilierul de la ambasada rusă. Deci, no, nu nu ne-a zis de... nimic, da. Măgureanu. Cred că a vorbit cu prietenii. Uh -huh. Așa a zis, bă, aveți grijă că ăștia îl suspectează și nu știu ce. Lăsați-l să nu fie așa agresiv, că s-au prins ăștia, că ceva nu e în regulă cu el. Ambasadorul nici nu ne-a cerut nimic decât politic, să susținem în, inter... în, organizații internaționale, tot felul de diplomație. Da. Ca să aflăm după ani de zile că Nicholson a fost arestat și el și Fisu și dat, nu știu câte zeci de ani de închisoare pentru spionaj în favoarea rușilor. rușilor. da. Și vreau, de fapt, să ducă rușilor. Înseamnă de că talfești o fi dus -o dosarul bun în partea Așa. Dar ce s-a întâmplat al peș? A adus altceva. A adus fantomele. Fantomele aveam pe Da, Fantomele erau o unitate de ilegali, așa să numesc. O unitate care au majoritatea serviciilor care vor să facă, să spunem așa, să impună pe piața respectivă a informațiilor, era o unitate de oameni care uh, trăiau sub uh, legenda altora. Deci pleca cu identitate falsă de la început. Da? De la început erau pregătiți Și pe obiective clare. Erau oameni profesioniști foarte buni uh, ultima dată știu că a fost generalul Biriș, așa, și a ținut unitatea cât a putut pe linia de plutire după toate evenimentele, că au vrut să o desfințeze după 90, după ce a venit și A fost o întreagă nebunie. Acești oameni au reușit de-a lungul timpului să se să devină eu știu, directori de firme să aducă tehnologii de canal. Deci erau direcționați pe obiective clare. clare și bine ce să ființie, facă? Da. Alții au intrat în politică și ajunses parlamentari, Parlamentul European sau eu știu, în alte. Da, da, așa, da. pe secvențe din astea de ideologice. Unii erau, să spunem, dacă aveam nevoie, apropo de, de cei de, de dreapta din uh, Italia sau din Franța, nu știu e ce. Obiectivul era să... Și deci, practic această rețea a fantomelor predată da. de talpeș a fost folosită de câte cine în favoarea lor? De, de ce care de beneficiar. De, 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 de cine sau era de europeni be... sau de englezi sau de... Asta dăm dânsul știe. Că poate o fi dat -o la mai mulți. A, dat o dată la mai mulți. E, e posibil. Da, sau înțeleg. ca să faci, cum să spun, să te pui bine și să-ți menții scaunul, Uh, da la la stăpân, la licuriciu mare. Aș mai vrea să vă povestesc și cu asta nu vă mai deranjez și prometesc că mai facem o altă emisiune. Uh, după secvența Nicholson-Swan ca și contrapondere ați încercat și uh, cu China. Vă rog. Exact. Deci cunoscându-l pe șeful spionajului chinez cu ocazia vizitei din 89, am propus și a fost de acord generalul Caraman să aducem uh pe acest uh, om în România și să încercăm parteneriat. Parteneriat care ni l-a aprobat uh, președintele, deci nu făceam de capul nostru, no, domnule, hai că ne întâlnim la de stradă să facem parteneriat. Nu. stabilit clar, cu semnată cei doi șefi de servicii, uh, discutat că nu era CSAT atunci, dar era uh, văzut de consilierul uh, pe probleme de securitate. Al lui Iliescu, care era Talpeș atunci, și Vasile Ionel. Deci, lucrurile erau da. vizate, supravizate de omul politic, cum ar veni. A venit omul în România cu delegație, inclusiv șeful relațiilor externe, care se ocupase de noi atunci. A fost o, o, un moment foarte hazliu la aeroport. Ne-am dus cu mașini, în sfârșit, pregătisem să-i cazăm nu la hotel, că era în 91, totuși era riscat. Am dus la o vilă din asta, în apropierea Bucureștiului și m-am dus eu la aeroport să-i întâmpin. Eu nu mai comunicasem cu ei după 90, să, eu știu, să avem o legătură. Da. De schimb de informații sau ceva, s-a da. stins odată cu uh, evenimente din 1989 și cu dispariția generalului Vlad de la conducerea de ului la aeroport și am stat deoparte. Ăștia au venit, Telegama le-am dat eu fără să-i spun cu numele conspirativ, numele de serviciu, Bonitineanu, eu nu știau de numele ăsta, și că vor fi așteptați la aeroport de ajunctul șefului serviciului și dus la o locul de cazare, nu știu ce, securiza și tot ca să le dai încredere. Da. Așa. Bineînțeles, ăștia, eu n-am luat nicio măsură ca să nu agit spiritele acolo. Ăștia au trecut de vamă, au trecut de frontieră, de asta, au intrat în, în holul mare și se uitau. Erau disperați. Nu a apăruse nimeni. <laughs> și vă dați seama, chinezul, cum să spun, și la nivelul respectiv, no. și venit cu pașaport diplomatic no. și nu știu ce, delegație, și să nu-i primească nimeni am văzut agitați, tot polboroseau, nu știu ce, acolo. Și mă duc, apar. Când mă vede, da, s-au bucurat, ce faceți? Ați uh, trăit după, ați scăpat de la Revoluție și nu știu ce, da, da, -ă, mai sunteți în activitate? Da, mai sunt. Uh, Generalul Vlad, uh, zic, pe el a Mititica e așa, așa, datorită prietenilor uh, Iliescu și nu știu ce. Ei îl știau bine pe Iliescu. Da. Și dar deci de dumneavoastră, cu ce ocazie pe aici? Eu sunt bolindinian. Da, deci, dar cu ce ocazie, îi întreb. Păi zice, știți, am venit într-o delegație, dar nu ne așteaptă nimeni. Dar ce delegație? Guvernamentală? Cu ce ocazie că dumneavoastră tot acolo da, da, tot acolo Dumea, era nu știa ce, ce să zică păi l-am luat în brațe și de, eu sunt cel care trebuia să vă primesc. îmi cer scuze, dar am vrut să facem un moment mai emoționant acum, doamne, când nu plângeam, acum uh, era foarte sensibil și i-am ajutat când am fost în delegație atunci erau săraci erau nu aveau bani noi cât de cât aveai o divună și l am dat pentru copii că aveau copii, cât un, un copil nu mai mult, să-și are chizite, că era, începea anul școlar și era da. 50 de dolari pentru ei era da. așa și foarte haide să mergem la mașini și la locul de care... da, da, ne-ați făcut-o era cel de la relații da. externe de la așa vorbea românește, făcuse studii de uh, limbi romanice. De a chiar președintele Chinii de astăzi a studiat în România. Da, da, da. da Unde da, a studiat? Și, și, ăsta, și La universitate. La București. Da. Și Zian Zămin a fost uh, și... Mai era, a mai fost încă unul care... În România n-a fructificat deloc această prietenie a, păi, a poporului chinez către România. Să nu uităm no, că, no. cum ați spus foarte corect, da. în 58 rușii au plecat da, 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 cu da. ajutorul chinezilor, că le-a exact. spus chinezii, pace. Au, da, exact, și în 68 da. cu, cu cei cu cu că ei, nu au vrut exact. să se exact. întrebească, da, da, ce le-a spus, da, spus da, chinezii, bă... Da, atenție că intrăm și noi în manciunea aici, la voi, în Siberia și în Asta Ei plăteau rușii Plăteau pentru securizarea frontierei un milion de uh, dolari pe an chinezilor. Aha, schire, schire. ca să securizeze frontiera, uh -huh. să nu fie uh -huh. mișcări pe frontieră. Așa, și uh, i-am dus la cazare, am discutat și ăsta uh, care uh, vorbea românește, era foarte, uh, așa, emoționat, zice, însu s-a bucurat că am ajuns da. acolo și le-am spus tot programul. Pe urmă am început discuțiile, le am adus în sediu central, am discutat. Le-am prezentat și noi uh, viziunea noastră până în 2000, cum va arăta lumea și care vor fi uh, centrele de putere la nivel regional și nu știu ce, și cum ar trebui să... Și unde se regăsește România în tot hățișul ăsta și toată asta, rolul Chinei și așa mai departe Care este astăzi foarte important Și Au citit și ei Asta și direcțiile Care ziceam noi să acționăm Au citit și ei partea lor Referatul lor De analiză a lumii și nu știu ce Și care să fie locul româniei Și îi puneau România Ca între priorități Față de toate țările socialiste Astăzi nu mai fi în prioritățile lor Nici Păi da, China este o, o piață competitivă, e, în primul rând este un actor global, nu mai... Tehnologie da? în nu, Ei dețin tot, pe, tehn noile tehnologiei sunt mult mai avansați. Pe, recent declarau, apropo de inteligența artificială, că ei, așa, până în 2030-2035, să producă uh, 100.000 de mii de siborgi, uh, de uh, uman, roboți umanoizi dotați cu inteligență artificială care să... Nu, 100 de, de, mii. de mii. Domnul general, o reală plăcere că v-am ascultat, dar nu vreau să închei emisiunea înainte de a vă întreba sincer, așa, ca român. Credeți că ne mai facem bine? România mai are vreo șansă? Eu cred că da și vă spun Cum? de ce. Am avut uh, ocazia ca în această perioadă de pensionar așa mai relaxat, să am contact cu tineri. Anual mergeam la Universitatea din Oradea. Mă invitau tot așa, le făceam prezentare de carte și mă invita la întâlnire cu studenții, studenții și cu cadrele, cu corpul didactic. Ultima dată, am fost în 2016 când era campania electorală pentru SUA și era Hillary cu Trump în da. dispută. Față de alte dăți, când aveam întâlnire cu studenții, de data asta rectorul zice venim și noi, corpul profesorar, să... Vă vedem, să discutăm, să, să vă punem întrebări. Pune întrebări. Aia, cu întrebările. Și exact asta s-a întâmplat. Normal aveam cam 4-5 de minute alocați pentru da. prezentare și dezbateri, și au durat 4 ore. Nu mai plecau de acolo. Discuți, că le-am spus, zic, întrebări care vi se par incomode, nu știu. Ce, deci, dacă ca și concluzie, da. pentru viitorul României sunt tinerii. Tinerii, și să știți că sunt patrioți, nu se bat cu cărămida în piept cum se bat politicienii noștri. Și a doua zi, au a trei Da, așa. Din contră, prin aportul lor modest, prin dorința lor de a fi apreciați. Și vă spuneam, domnule, au mândrie deja să simt la ei această dorință de a fi. Recunoscuți, recunoscută valoarea lor în competiție cu alții din Occident. Are. Vedeți tineret care câștigă Olimpiade de matematică la nivel internațional, de inventică. Avem la NASA proiecte care sunt conduse de elevi de la licee din, din țară. Avem selecționați 3 sau 4 tineri care sunt în proiectul Mars, pentru cercetare pe pentru... Martie. Așa. Pentru călătoria pentru, spre Marte Pentru planetă. Mart, pentru Marte. Marte. Pentru Marte. Da. Și sunt în luați în antrenament. Deci fac antrenament, simulează... Și atunci cum se cercetare? face că avem la conducere un, un prim-ministru da, că... care nici nu știe n a făcut bacalaureatul, că avem un alogen da. un, un, un un, la conducerea da. țării care nu simte deloc românește și ne-a vândut pe nu știu, pe nimic la toți și avem alți și alți parlamentari care n-au școală. Cum se face? Poporul ăsta român are cum să se trezească să-i votăm păi, pe tineri? Da, vedeți că tineretul nu este dispus să intre în politică și vă spun și de ce. Pentru că au avut grijă să, cum să spun... Să decretibilizezi de, această clasă zonă. politică. Și politicul în general. Păi politicul s-a spus Doamne, ce mă aduc eu? Ar trebui să le spunem așa. tinerilor că într-un stat democratic demonstrat, fă, fără, fără doar partide de politice, nu doar se poate. Dar prin politică poți politice, schimba sistemul. Poți să adopți legi, poți să uh, aperi țara, poți să restructurezi poți instituții, poți să recuperezi resursele, poți să recuperezi ce Dacă mai poți recupera, ce mai poți recupera. să aperi ce mai poți apăra, da, așa. Deci da. eu cred în tineri, văd la ei mei, fără să se bată cu caramida în piept sau să se declare mari patrioți, simt, simt acea, cum să spun, mândrie că sunt, ca aparțin unei nații educate. Noi uităm să spunem treaba asta. Dar la școlile nu mai vor să facă istorie, ne bagă istoria românilor o oră și mai bagă și istoria holocaustului o oră. Păi ce poți să vezi cu pilul altă oră? Noi pe vremea mea făceam două ore, dar chiar ni se făcea. Am auzit că unui profesor de istorie lasă să, nu știu, să se pe TikTok sau pe telefoane. Adică nu fac istorie. Că uitându-ți istoria, uitându-ți rădăcinile, deci ești asta... Ești a, a, tu un alogen în co țara ta. Corect, corect că deja suntem străini în țara noastră. Exact. Noi suntem străini în țara noastră și tindem să devenim minoritari. Exact. Uh, odată prin politica care s-a dus nu, uh, uh, să spunem, întâmplătoare de a lăsa uh, medici, profesori Oamenii cu creier Să plece cu ușurință Eu, cu... A, eu asta spun, cea mai bună resursă pe care Noi am pierdut-o nu e resursa solului Oamenii, resursa umană creierle, la, exact. la NASA sunt 100 și ceva, la Airbus sunt La fel, speciale, tot. tot Unde pense auzi tot. se vorbește românește Cu toate astea sunt <coughs> tratați ca și alții Nu sunt, sunt tratați cu respect așa. Și mănâncă învățământul, fiecare trei da, și... neagră și învățământul la noi de aici pornești. Dacă nu ai un învățământ mai. Cu ce să faci învățământ? ni se care nu știe să. Profesoare de limba română. Nu știe ce e la Pepsi Glass Glas, Glass? Nu știi aceste legi care este sau aceste legi care sunt, ce e profesoară de limba română. În condițiile în care tu dai bursă la aia cu doi cu media 2 Bursă ai, de merit. Ai o altă creație, Ligia păi. Dega Gamarinărea sa lui Gheorbanis. Deci, a, da, a pus da. acolo. Că bă, n-am mai avut pe cine să-l pot controla ușor, Se scoate scoată acele legi. Că când pe anul nu a putut să-i le scoată, da. în haosul în care a adus învățământul, le-a mai stricat și mai rău. Adică de la nivelul de putere că mai scuteam puțin așa, acum ne-am băgat și cu nasul. de da, Cu toate acestea sunt uh, nuclee, clave, enclave. Sunt enclave de, de tineri și urcă, care... Da. Da. Și, uh, din păcate, vedeți dumneavoastră, toate astea, olimpiade, tot, 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 uh, se, se fac pe banii părinților și uh, sponsori care sunt în ce în ce mai puțin pentru că îi apeși cu taxe impozite și cu niște legi aberante, privind sponsorizările da, acum nu mai le poți da, e de 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 haideți totuși să încheiem această emisiune într-un da. într pozitiv, la fel cum a spus noastră, că avem încredere în tineri, da. să-i spunem uh, pentru că am mare încredere în inteligența nativă a poporului român Absolut. și venim cu un proverb al lor să-i dăm românului mintea cea de pe urmă, să vadă și ei, uh, iarăși acel proverb punem cu cine te însoțești ca, ca să, să spun, spun cine, cine ești și să votăm tinerii, nu contează unde și cum sunt, să votăm tinerii, ei sunt viitorul și Absolut. ei mai pot salva această țară totul de acord și v-am spus, eu am încredere în ei, m-a fascinat modul lor matur de a analiza lucrurile și de a avea o viziune pentru viitor. Ceea ce nu o găsești la, la oamenii maturi din politica păi, românească. Cine a să se gândesc cum să-și rupe buzunarele? Nu, nu știu și cum, cum să facă cum să faci, bine, dar. să faci o alianță ca să mai câștigi votul să nu da. Pentru ce? Cu asta deci nu, asta? Con nu, contează uh, ce vrea electoratul. PSD, PNL, sau... aceeași mizerie. Mai vine și Georgi la Simion și a furat uh, tot acest simbol naționalism și l-a vândut pe uh, 2 lei. Uh, uh, trist, de, e foarte eu trist. vreau să vă spun un lucru în încheiere. Am avut. Datorită uh, profesiei, șansa și bucuria să cunosc oameni de mare uh, ținută din rândul clerului ortodox și catolic. Da. Uh, de la Vatican și... Deci care îl și Așa. Bine. Nu mai devine, ești un manager. E un bun manager, ok. Sigur că da. Uh, Vreau să vă spun că uh, am rămas... Uh, cum să spun, mi-am în sufletul câtă profunzime în gândire au acești oameni, unii dintre ei, eu am cunoscut generația dinainte de 89, care participa Plămădeală, Antonio Plămădeală, cel de la, de la Timișoara, mitropolitul de la Timișoara, alt mitropolitul de la Craiova. Deci erau niște figuri care participau la consiliile ecumenice internaționale de mare factură. Oameni care se băteau pentru ortodoxism, pentru ortodoxia română, cu grecii, cu rușii, cu ucrainienii și, bineînțeles, cu Biserica Catolică, în dezbateri, dar niște dezbateri de o uh, profunzime spirituală extraordinară. Și uh, Vreau să vă spun că ce văd astăzi în rândul clerului ortodox mă duce cu gândul că domnule deja pandemia de la Vatican a ajuns Am și la Ortodox română. Da. da. Pentru că știm foarte bine scandalurile care au lovit Vaticanul și o scângă. Tot din cauza lâncați. banilor Banii, și la fel vedem da. acum ce s-a întâmplat chiar de curând în presă cu vine da. părintele la popă ce-o și să dea în stânga și în dreapta să primească anumite deci, folose. Eu mai și axa -aș, mai mult, deci tineretul, că unii se supără că tinerii nu merg la biserică sau nu știu ce. Că ai la cine să găse... te duci la biserică? Păi, important nu... este să ai credința, credința în, în suflet în tine. și da. sigur că da, credința în poporul tău, în tradiții, în ce ai tu, că ai un, un bagaj, o comoară, un... O moștenire spirituală extraordinară. Eu nu, nu trebuie să te duci la biserică să faci cum să duc politicienii să facă, să vadă lumea. e de mulțime, așa. Nu. Dumnezeu Dumnezeu să și nu știu să-și facă fiecare cruce. dintre exact. noi. Dumnezeu exact. este deci, este deci că putem. Putem ruga o suntem, putem face o cruce mare, putem să spunem sigur. Tatăl nostru absolut, și putem absolut, să, ne, absolut. să avem uh, relația absolut. cu Dumnezeu. Uh, vă mulțumesc foarte mult, domnule, domnule general. Invitație. Eu vă mulțumesc sincer, o reală plăcere. Uh, să știți că pe vremea lui Ceaușescu, și eu spun acum, nu ca să vă perii, dar pe vremea lui Ceaușescu meritocrația era la ea acasă. Adică oamenii de valoare erau puși în altă ierarhie. Astăzi nu trebuie să ai mare valoare intelectuală, trebuie hmm. să ai mare valoare conectată la unul dintre partidele care guvernează și la bani. Și la bani. Având cele două, de deja dacă ești, ești ministru. Dacă sponsorizezi... Și aici, și aici toți sunt aceeași gloată, aceeași oameni. Că vorbesc de UDMR, că vorbesc de PNL, că vorbesc de PSD, inclusiv de USR, inclusiv de AUR. Da. Că noi știm scandalurile de acolo. Adică toți aceeași mizerie. Deci suntem virusați. <laughs> doamne ajută să ne facem bine, să ne să rugăm da, cu toți da. să spunem Doamne ajută. Uh, iubiți și dragi români de oriunde v-ați afla vă mulțumesc încă o dată că ați avut răbdarea să ne urmăriți până la capăt uh, la emisiunea Angura Lupului cu domnul general uh, Gheorghe Dragomir mulțumim Cinematica Media Solutions pentru producerea acestui podcast și nu în ultimul rând uh, mulțumim televiziunii Moldova Plus pentru preluarea și distribuirea acestui podcast. Vă mulțumesc, la revedere, doamne, ajută cu Dumnezeu în inim și în inimă și ai că o să ne face bine. România, Uberale, scus spun noi da, nemții, da. tot, da. Doamne, ajută.